Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Agigea, județul Constanța. Sfânta Cruce este și semn și sens, a subliniat ierarhul în cuvântul de învățătură. Sensul Sfintei Cruce este suferința. Mântuitorul Hristos, când a binevoit ca prin cruce să ne răscumpere, s-a început batjocorirea sa, chinurile sale de când a fost prins. A fost bătut, i s-au pus cununia de spini pe cap. A fost, într-adevăr, chinuit în toate felurile. Îl loveau cu palmele și ziceau, prorocește-ne, cine te-a lovit? Până la urmă i-a dat și crucea să o ducă. A căzut sub povara ei și venea Simon din Cirene și iată l-au pus pe acesta să-i ducă crucea. Ca noi să înțelegem că și crucea noastră nu o ducem singuri. Hristos duce și El de un capăt al crucii ca să nu cădem sub povara ei. Până în anul 1989, în localitatea Agigea nu a existat biserică, comunitatea aparținând din punct de vedere administrativ bisericesc de parohia Eforie Nord. La cererea credincioșilor, în 1990, primăria Agigea și-a dat acordul pentru zidirea unei biserici, punând la dispoziție un teren de 1800 de metri pătrați. Construcția bisericii a început în toamna anului 1990, lucrările fiind terminate în luna septembrie a anului 1995.